Hei, salutare și bine ați venit la un nou podcast. Îl avem aici pe Dani. Dani, mersi că ai venit. Și mă bucur că am ajuns. Astăzi avem un subiect foarte interesant de discutat, pentru că acum vreo trei luni de zile eram din nou aici și vorbeam despre concursul către care se cum să zic, pentru pregătirea de pregătirea concurs. mea, da, de concurs. Așa. Și ziceam că o să câștigi locul întâi și cupa și toate cele. Da, eu nu știu, nu, ci deci el, Angel, eu eram în partea, în partea cealaltă și eu nu eram foarte uh, sigur pe forma mea, pe, pe cum arătam. Și el era super, super convins că eu o să câștig. Probabil, na, având ochiul format, imediat îți dai seama. Uh, și, surpriză, am câștigat campionatul național uh, la men's fizic-muscular și primul lucru l-am te-am sunat pe tine. Deci chiar fix prima persoană pe care, pe care am sunat-o te-am sunat, -o, te sunat ha, ce pe fai, tine. <laughs> am câștigat. Na, asta e. Și acum suntem la vreo 3 luni uh, distanță uh -huh. de concurs. Uh, concursul a avut loc pe 9 septembrie și acum suntem în 26. Decembrie. Ce? Da, decembrie. Okay. Da, uh, am câștigat și sunt bucuros. <laughs> da, felicitări încă Hai dată. Hai fac, să facem așa un, un recap, o recapitulare. A, cum a fost pregătirea ta? Pentru că, cu siguranță, majoritatea persoanelor care ne urmăresc sunt sportivi care își doresc să participe la concurs și vor să afle așa câteva secrete de la tine. Sunt atunci, care crezi că ar fi două lucruri care te-au ajutat să câștigi? Multă lume zice că nu poți să-ți intri într-o formă de concurs. Doar cu anumite, să zic suplimente. da? Suplimente mă refer la creatină, proteine, deci efectiv suplimente. Uh -huh. uh, unul ar fi uh, care m-a ajutat pe mine a fost că uh, am început pregătirea cu 20, 20, nu mai știu exact, 20 sau 22 de săptămâni. Okay. Pentru că uh, fiind o persoană foarte ocupată având uh, două, pot să zic chiar trei joburi. Uh, sunt na, profesor, antrenor în sală, antrenor uh, pe online. Uh, am, am considerat că pentru mine e mult mai util să să încep din mai din, mai, din timp pregătirea. Și uh, ne putem să mă, să mă focuse 100% pe concurs, cum făceam altă dată, am considerat că asta poate să fie un avantaj pentru mine. Uh -huh. Asta am făcut și uh, cred că asta e și cheia continuitatea. Na, și atunci, pregătirea mi a fost în felul următor. Dimineața la 6 mă trezeam, la 6 jumate eram pe bandă, la ora 8 mergeam, predam la școală, la ora 3 veneam înapoi, până la ora 8 antrenam și de la ora 8 jumate mă antrenam până la 10. Și în continuu tot, tot la fel. Dar e chestia care? Că secretul, nu există niciun secret, e de fapt continuitatea, mesele făcute, mereu antrenamentele, bineînțeles să fie tari, și să fie, să zic așa, științifice, că na, e, e, e un aspect foarte important și lucrul ăsta. Deci nu după ureche, cum exact, se zice, exact, nu? No? Exact, da, nu după ureche. <laughs> și un al, ăsta a fost primul, primul aspect și un al doilea aspect ar fi, uh, pot să zic că și, clar, alimentația, deși știam că sunt foarte uh, ocupat, categoric nu puteam să mănânc 5-6 mese pe zi, alte, da, de la alte concursuri mâncam și șapte. Dar, în schimb, uh, uite, un lucru care l-am făcut și nu l-am făcut până acum și am avut, din contra, am avut o formă, cred că cea mai bună formă de, de până acum, uh, mi-am păstrat șuepsul. <laughs> mi îmi <-am> place șuepsul. <laughs> șuepsul ăla cu, 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 zahăr. Deci, până, până, țin minte că până cu trei, cu trei săptămâni înainte, că și când am venit la tine am băut, uh, cu trei săptămâni înainte de, de concurs, atunci l-am lăsat. Am zis, bă, uite, ok, momentul în care să-mi să las și eu, și eu zahărul deoparte. Dar a fost, a fost că 90% am ținut alimentația și am putut să jonglez eu cu acel 10%. Da, mie mi a plăcut și eu, că m-a ajutat să continui, mm -hmm. să poți să continui. O, o funcționat ha, la, la mine. Bineînțeles, asta funcționează consider că în momentul în care ai o masă musculară de calitate, adică ai deja mușchi pe tine, poți să te joci și îți permiți un pic să te joci cu, cu corpul, dar în momentul în care nu ai și trebuie să construiești e mai, mai greu. greu, da. Ok, super, mulțumim de sfaturi. O să începem să bem șleps, nu știu voi, dar ce puțin. <laughs> Cred că, apropo, nu suntem sponsorizați ca să zicem de șreps, da, exact, așa, exact. e doar na, parte din <laughs> preferatul așa că poate o să fii sponsorizat de șleps. <laughs> ok, bun, hai să vedem puțin și despre antrenament, pentru că Uite, un lucru pe care mă întreabă mulți, în general băieți la sală, sunt câte repetări trebuie să fac ca să cresc cât masă musculară. Da, ne un exemplu. Păi uite, eu cum, cum am zis că eu mă duc foarte mult pe partea asta științifică. Ok, nu sunt cel mai bun pe partea asta, dar îmi place să îmi iau puncte și repere din, din știință. Ok, în principiu se știe că, se să zic așa, fibra musculară se... se Rupe la 10-12 repetări. Bun. Dar, Tu ca, de unde știi tu ce greutate să folosești și să lucrezi la 10-12 repetări? E foarte simplu. Aflăm maximalul la, la să zic, nu știu, la genoflexiune sau la împins cu bara. Hai să luăm bara, da? Facem, eu pot să fac, de exemplu, cu, nu știu, cu 180 de kg sau cu 200 de kg, o repetare. Bun. Uh, ăla e maximalul meu. Acum, știința spune că și... Studiile de specialitate spun că uh, hipertrofia musculară apare în, în intervalul de 65-80% ca și intensitate. Ok, a înseamnă că o să eu aș putea să fac 10-12 repetări cu 160 de kg, 170 de kg. Na. aia uh, în felul ăsta se aleg greutățile și se lucrează pe un antrenament, dacă vrei să faci masă musculară. Ok, sper că v-ați notat chestiile astea, dacă nu puteți dați replay, reloare, dați-l apoi și mai ascultați o dată, pentru că sunt niște informații foarte valoroase. Ok, uh, cred că am stors de la tine câteva secrete. Uh, mai vrei să vă le zici ceva? Ce să, ce pot să vă zic? Uite, e să... că te întreb da. eu. Uh, tu mi-ai spus așa, mi-ai spus că ești profesor de sport, că antrenezi și clienți în sală. mi-ai spus că antrenezi și clienți online. Uh, pentru că majoritatea persoanelor care ne urmăresc sunt din online și cred că sunt interesate deja să te cunoască, să uh, afle mai mult despre tine. Cum te pot găsi? Uh, Daniel Fit Personal Trainer sunt pe, pe Instagram, Selegeam Daniel pe Facebook, am și o comunitate, un grup în care acolo postez foarte multe informații de fitness, nutriție okay. și am numărul. Efectiv, dacă scrieți Selegeam Daniel pe, pe Google îmi găsiți numărul de telefon. Ok. Foarte simplu, mă puteți găsi. Ok, eu o să pun datele lui și mai jos în descriere, puteți să-l puteți să-l preluați de acolo pe Instagram, pe Facebook. Am să pun și grupul tău de, de Facebook unde sunt. Câte persoane? Am acum o comunitate de aproximativ 3500 de oameni. 3500 de oameni. Deci vă încurajez să mergeți acolo. Dacă sunt 3500 de oameni nu pot să greșească că l-au ales ca și antrenor. Super! Uh, Dani, următorul concurs sau ce urmează? Următorul concurs uh... Cred că o să stau un an, din considerentul că va trebui să mai pun niște mușchi pe mine, și cred că aș vrea să. Nu-i bătut în cuie, aș vrea să particip la, la Olimpia. Oh, ce fain! Pentru Cardu Pro. Super. Acum vedem. Vedem care să. am mai multe ținte. Depinde ce ne. Ce ne... <laughs> încotro se duce viața. Păi, hai, hai, să, hai să mai facem o, un. Uh o prezicere și eu zic că dacă te pregătești de acum pentru eu, anul toamnă o să iei eu, și cardul Eu, <laughs> eu cred că tu ești cel mai bun prezicător. <laughs> deci hai să-l încurajăm. Hai să vedem. Sunt foarte curios. Scrieți acolo în comentarii, doar scrieți cuvântul pro dacă vreți să-l vedeți că se pregătește pentru card, card pentru Olimpia da. și uh, dacă îl susțineți. Deci scrieți pro în comentarii, sunt foarte curios cu câte persoane să scrieți. Ok, super. Dani, mersi mult. Și eu mulțumesc și ne vedem la următorul video cu Cardul Pro. Ca like. <laughs> ok, super. Vă salutăm, nu uitați să dați un like, subscribe. Papa. Papa. Pa.